iarnă, după. E directivă sau de ce? Așa e și normal. Pentru că dacă facem declarații înainte de ședință, ce rost mai are să facem ședință? Ați sănătos! Ați avut un schimb de replici cu domnul Orban? Da, am spus tot ce am avut de spus. Acum îl las să văd ce răspunde și vin și eu cu precizări, pentru că este clar că nu e informat, nu are niciun gând să fie un pic mai bine pregătit în domeniul administrației și fiind foarte superficial face gafe. Sper să se oprească. Doamna Firea, va avea loc și o conferință de alegeri la București, pentru că dumneavoastră sunteți primar de ședință. Da, în această perioadă sunt alegeri la sectoare și vom programa și pentru București. Veți candida pentru... Da, cu siguranță. La congres v-ați decis, veți candida? Pentru funcția de președinte, nu. Am anunțat. Și nu iau cuvântul. Președinte executiv? Discutăm. Ar trebui să rămână acea interdicție cu cumulul de funcții? Haideți să nu facem declarații înainte de ședință. Președintele va face declarații cu siguranță după biroul permanent.